ziua, doamna Norica Nicolai, fost europarlamentară ALDE. Este invitata mea de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, doamna Norica Nicolai, și vă mulțumesc că ați revenit. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. În studioul nostru. Ce se întâmplă în ALDE, doamna Nicolai? Ce da. Se întâmplă? Am văzut frământări, toată lumea, agitație. Multe lume își pune problema, ce se întâmplă în ALDE. O decizie asumată de partid a fost retragerea de la guvernare. Eu zic că a fost destul de târziu această retragere, pentru trebuia că mai devreme. Cu siguranță trebuia mai devreme, când Partidul Social Democrat a început să abandoneze înțelegerile politice inițiale, un guvern solid, un guvern suplu, un guvern profesionist. Când mai exact? La numirea la al doilea guvern PSD, atunci au apărut marile semne de întrebare, pentru că în momentul acela am înțeles că de fapt nu guvernarea era o principală preocupare, deși ea se clama public, ci mai ales bătălia pentru puterea politică în PSD, în care noi am intrat fără vrând să vrem nevrând. Ca parteneri de coaliție. Deci, desprinderea de PSD, în opinia mea, a fost o chestiune normală, mai ales că răspunsurile la ultimile întrebări nu au venit nici atunci, nu vin nici astăzi. Nu avem de-a face cu o restructurare a guvernului, mai acum suntem într-un guvern incomplet, fără precedent în istoria României, să sunt nu putem numi grele, blocate. Absolut, nici măcar miniștrii interimari care să poată gestiona proiectele zilnice ale ministerelor, deci e un blocaj generalizat, dar asta este efectul conlucrării, pun și eu ghilimele, între președintele Iohannis și PSD. Sigur, viața politică românească, ce se întâmplă în ALDE, este o chestiune normală dacă privim din punct de vedere al comportamentului politicienilor români. Foarte mulți dintre ei intră în politică pentru a se afla la putere. Ori în momentul în care puterea și gestionarea unor resurse se îndepărtează de ei, atunci fac tot ce se poate ca să se întoarcă sau să rămână acolo. Așa s-a întâmplat și în ALDE, au fost colegi care au considerat că pot intra în continuare în guvernul PSD. Au zis domnul Meleșcanu chiar, sigur, senatului. Eu nu fac parte din cei care comentează chestiuni personale, dar de principiu acest comportament nu este tolerabil. Și asta ne-a și determinat în momentul de față să schimbăm fundamental paradigma politică și să susținem un candidat independent, pentru că cel puțin eu personal, fiind în politică de ani de zile și văzând ceea ce se întâmplă, cred că acest tip de conduită politică trebuie să înceteze în România dacă vrem cumva să intrăm într-o formulă de normalitate. Normalitate pe care toată lumea o clamează și o pune și pe afișe, dar România în momentul de față numai o țară normală nu e. Da. Și nu este pentru că Constituția este o carte facultativă pentru mulți. Nimeni nu vrea să intre în fișa postului pe care îl oferă Constituția. Nici președintele, nici premierul. Președintele Iohannis cu atât mai mult, pentru că se implică într-o criză politică, o gestionează în așa fel încât să facă servicii partidelor care îl susțin. Ori un președinte nu trebuie să facă asta. Da, vedem că avem, iată, șefa executivului, da, premierul și președintele țării aflați în campanie. Ceea sunt ce este de foarte multă vreme totul în campanie, nu știu cine mai gestionează țara asta, cred că cine mai rămas așa pe la guvern între deplasări, la Cotroceni, care e un al doilea guvern, pentru că n-a prea vorbit lumea, dar și personalul de la Cotroceni este supradimensionat. Cheltuielile administrației prezidențiale sunt majore. Mă uitam zilele trecute cât de scumpe au fost locațiile accesate pentru de la New York la vizita în America, da. Nu se poate. Deci într-o țară în care fiecare se bate că nu s-au făcut autostrăzi, că sunt programe sociale care sunt abandonate, că oamenii o duc rău, noi să cheltuim așa într-o formulă din asta de desfidare publică, mă rog, asta spune mult despre politicienii care se comportă în felul ăsta. Duplicitatea a devenit de nesuportată în România, sau cel puțin pentru mine. Poate alții o suportă, dar eu nu mai pot. Dar acum mai există vreo relație între ALDE și PSD? Foști parteneri de coaliție, acum ce relație există între cele două partide? Eu vă mărturisesc că în momentul în care or să vină proiecte de lege pe care ni le-am asumat inițial și care sunt în restanță în momentul de față,
sau proiecte de lege benefice pentru țară, cu siguranță altele va vota. Nu facem un tip de opoziție destructivă. Nu, trebuie să începem să continuăm lucrurile bune și sigur să avem dezbateri cu privire la ceea ce se întâmplă, pentru că de fapt asta este o a doua mare problemă de conduită a clasei politice. Cum ajung la putere, inventează tot felul de proiecte de legi și li se pare că dețin monopolul adevărului și a binelui. Și nu stau lucrurile așa. Bine, alții la putere au altă viziune despre bine și fac altceva și lucrurile trenează, deci pe loc permanent în țara asta. Voci din ALDE au acuzat că Victor Ponta ar dori să preia partidul. Cum vi se pare acest scenariu? Victor Ponta poate să dorească ce vrea el. Dacă ești un partid care stă pe picioarele lui și nu ești un partid care se înclină și se duce ba după unul, ba după altul, Victor Ponta n-are nicio șansă, admițând că ar avea această intenție. Eu fac parte dintre cei care cred în continuare în ALDE. Aștept să finalizăm acest proces electoral și să avem o discuție foarte serioasă în interior despre ce partid ne dorim. Cred că avem capacitatea să transformăm această criză într-o oportunitate politică de schimbare clară a conduitei partidelor politice, de care e nevoie. Pare rău să o spun, dar toate sunt la fel. Se pun unii președinți, se bat în interiorul partidului pentru beneficiile care decurg de aici, adică președinte, candidat la președinție, prim-ministru, ministru, ori dacă nu învățăm nimic... Deci bătălie pe funcții. Absolut. Până la urmă. Ce se întâmplă în lume, cred că ne merităm soarta. Dar apropo de vizitele domnilor, doamnei Dăncilă și a domnului președinte în America, poate să uite puțin ce se întâmplă cu partidele acolo. Nu știe nimeni cine e președintele Partidului Democrat sau Republican, dar toată lumea vede că aceste partide se mobilizează să facă o selecție de oameni care să-i reprezinte în guvernare, președinte, guvern, și o fac bine. Nu întotdeauna reușește peste tot, dar o fac bine. E, la noi toată lumea se preocupă să ajungă într-o funcție, într-un partid, pentru că asta generează accesul la beneficii. Întreba senatorul Daniel Zamfir, senator ALDE, am văzut că este mai vocal dânsul în perioada aceasta, cu ce este mai frecventabil Victor Ponta decât Viorica Dăncilă? Nu știu dacă e vorba de o comparație între cei doi. Sigur, în politica românească, cauza suferințelor noastre e comparația. Toată lumea îl compară pe rău cel mai mare cu rău cel mai mic și optează pentru rău cel mai mic. Eu nu știu dacă sunt la fel de frecventabil sau la fel de nefrecventabil, dar pe mine nu mă interesează. Mă interesează ca lucrurile să meargă în continuare într-o direcție pe care și-o doresc românii și ne-o dorim și noi. Și mă interesează clar să-mi consolidez partidul într-o altfel de atitudine de abordare a lucrurilor. Dar acest acord de colaborare între ALDE și Pro-România va continua și după alegerile prezidențiale? Deci suntem într-o alianță electorală. Alianță electorală. În momentul de față, care era absolut necesară pentru susținerea unui candidat independent. Dacă va continua sau nu, vom decide noi. N-ați discutat? Nu. Avem ca principală preocupare susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu și cred că după ce vom avea rezultatul alegerilor prezidențiale, este momentul să avem o discuție. Cu cine colaborăm, în ce limite colaborăm, pentru că lucrurile sunt deschise. Dar pentru mine principala problemă este conturarea identității partidului. Cum stați cu pregătirile pentru alegeri? Noi suntem în plină... Dumneavoastră sunteți unul dintre coordonatorii. Eu sunt copreședintele împreună cu Sorin Câmpeanu acestei alianțe electorale. Noi nu am avut până acum o precampanie ostentativă. Pentru că mi se pare jenant să vorbești de cât îngrijorat ești tu de banii românilor, iar să te plângi că guvernul e prost, că nu sunt autostrăzi, că nu avem spitale... Dar tu să împânzești România cu material publicitar de milioane de euro. Nu, nu vom face asta, Mircea Diaconu nu-i de acord, nu este genul de om căruia să-i placă ce tipul ăsta de văzut, nu, banner-ul. Nu, o să vedeți în campania electorală afișul normal pe care legea ni-l permite și o campanie absolut decentă, dar calată mai ales pe dialogul cu cetățenii, pe care Mircea și echipa de campanie îl va face.
Sigur, ambele partide îl susțin pentru că această candidatură are o explicație pe care foarte puțin o cunosc și cred că și la fel de puțin o acceptă. Dacă nu schimbăm odată paradigma politică și avem un președinte care să fie dincolo de partide, să nu depindă de ele, dacă avem un președinte care este capabil să dialogueze cu toți, indiferent că-s bun, răi, proști sau inteligenți, și dacă avem un președinte care să-i pese cât de puțin de țara asta, pentru că dincolo de toate discursurile și lozincile electorale, nu știu dacă sunt mulți candidați care au vreo legătură cu România. De ce spuneți asta? Pentru că toată lumea încearcă să facă o figură în globalizare, toată lumea se duce pe la diverse în alte porți, ba la Washington, ba la Bruxelles. Nimeni nu vrea să vadă care sunt problemele reale ale acestei țări și ele sunt, din păcate, sunt mari și probabil se vor acutiza dacă continuăm acest conflict, acest marasm, această bălăceală. De fapt, despre asta e vorba, în care ne zbatem de câțiva ani încoace. Alta a început întâlnirile cu oamenii, cu prezentarea candidatului. Cum reacționează oamenii? În primul rând, electoratul ALDE, cum reacționează la varianta Mircea Diaconu? Nu facem diferența. Electoratul ALDE l-a îmbrățișat pe Mircea Diaconu. Pot să vă vorbesc despre o întâlnire la care am asistat personal. Am mers la Leta împreună cu Mircea, pentru că suntem îngrijorați de ceea ce se întâmplă în rezervație și vroiam să vedem dacă informațiile cu privire la moartea cailor sunt reale. Acolo era un grup de peste 100 și ceva de oameni și mă bucur foarte tare că sunt deja români care merg să vadă România și Leta e o parte a României. Și vă mărturisesc că am stat 2 ore de vorbă cu oamenii despre tot ce îi preocupă pe ei. Mircea e un om normal, e unul dintre noi și cred că e o figură aparte, spune, e un peisajul acesta al candidaților. În primul rând că el nu e un produs de PR. Adică lui nu-i spune un consultant politic cum să dea din mâini, ci nu-i pune cuvintele în gură, nu-l coafează, nu-l îmbracă, nu-i spune să vorbească despre politică corect, nu-i pune glume, el e el. Și asta este și opțiunea lui și opțiunea noastră, să prezentăm doar un om. Nu să ambalăm o păpușă pe care eventual să reușim, dacă ambalajul se vinde bine, să o trimitem la Cotroceni și alții în continuare să tragă sforile. Nu. Mircea va fi altfel de președinte. La întâlnirile acestea și întâlnirea despre care ați vorbit, ce vă spun oamenii? Care sunt preocupările lor? Ce nemulțumiri au? Oamenii sunt... Vă felicită că ați ieșit de la guvernare, în primul rând? Da, nu, foarte mulți spun că ceea ce s-a întâmplat în această guvernare, lipsa de dialog, de transparență, practic această aglomerare de sinecuri politice, multe ministere, multe agenții, multe personaje, miniștri, secretari de stat, consilieri, toate astea au deranjat publicul și ele constituie un argument că oamenii n-au înțeles când am părăsit guvernarea. Sunt foarte îngrijorați de câteva chestiuni. În primul rând, în contextul Caracalului, siguranța cetățeanului este o prioritate și vă mărturisesc că, deși știam foarte clar care este anvergura acestui fenomen de criminalitate organizată, nu mi-am imaginat niciodată că are atât de mare amploare. Și văd instituții ale statului absolut neputincioase. Poliția care se comportă de o manieră foarte, foarte stranie, după părerea mea. Nu trebuie însă să mă mire când văd polițiști pe stradă care asistă la bătăi și nu intervin, care asistă la agresiuni și nu intervin. Aici, unde era o rețea de crimă organizată, nu m-am mirat de ce n-au intervenit și au așteptat până dimineața. Poate polițiștii nu sunt mulțumiți cu ce li se întâmplă, poate o fi fost mai bine în perioada când erau militarizați, poate n-au informații despre criminalitatea organizată pentru că
cineva a dorit să desfințeze acea direcție 962, fostul 962, care se ocupa cu culegerea de informații cu privire la crima organizată, dar crima organizată este o foarte mare problemă pentru România și aici va trebui ca președinte Mircea Diaconu să ofere opțiuni, nu știu, soluțiile le discutăm cu toții, dar să ofere opțiuni pentru a întări lucrul ăsta, eventual. Am făcut 10 ani corupția risc la Securitatea Națională, să facem crima organizată risc major la Securitatea Națională. În continuare, disputele pe tărâmul justiției continuă, deși nu mai au aceeași amploare ca în anii trecuți. Probabil în materie civilă va trebui să facem o reformă, să vedem cât trebuie să se implice un președinte în justiție. Eu cred că va trebui să lăsăm, să întărim CSM-ul, să-i dăm mai multă putere, inclusiv în nominalizarea conducerilor, parchetelor și a instanțelor. Și sunt câteva chestiuni pe care trebuie să le discutăm în legătură cu viitorul economic. Noi suntem în continuare într-o paradigmă de abordare clasică a capitalismului, dar această revoluție digitală schimbă foarte mult în materie economică. Probabil vor dispărea meserii, vor apărea alte meserii. Noi avem un deficit major de forță de muncă și o de profesionalizare a forței de muncă care e îngrijorătoare, dar gândiți-vă că în perioada următoare, cu cât digitalizarea ia amploare, cu atât vor dispărea mai multe meserii și nu știm ce vor trebui să facă oamenii. Și forță de muncă în continuare n-o să avem. N-o să avem, aveți perfectă dreptate. Continuă să plece. O să avem nepregătită. Oamenii pleacă pe termen scurt și pe termen mediu, pentru că lucrurile sunt bulversate și în Uniunea Europeană, care este destinația cea mai apropiată pentru români. Deci trebuie să ne adunăm, să ne punem niște întrebări cu privire la viitorul nostru economic, să decidem că trebuie să ne conservăm resursele, oricât ne-ar place să primim mângâieri din diverse cancelarii occidentale, e bine să păstrăm pentru România ce se mai poate păstra în condițiile în care s-a vândut destul de mult și pe nimic. Și cred că încercarea de a crea mai multă coeziune în societate, de a apropia pe oameni, dar nu-i mai face să gândească conflictual și radical, este de atributul președintelui. Ține de exemplu pe care președintele îl va da. Astea sunt unele din temele cu care va merge Mircea Diaconu în această campanie? Va merge și cu aceste teme, pentru că Mircea Diaconu nu o să fie pe post de prim-secretar, așa cum s-a întâmplat în toate campaniile, în care venea cineva și avea soluții la toate. Și după 30 de ani am constatat că prea puține soluții au fost și, în realitate, soluțiile au fost la nimic. Nu s-a făcut practic nimic. Absolut. Pe final aș vrea să discutăm și despre demersul opoziției, la care am văzut că s-a alăturat mai nou și alte. Da. Vocea președintelui, domnul Călin Popescu-Tăriceanu, și mă refer aici la moțiunea de cenzură. Cu câți parlamentari vine al de la moțiunea de cenzură? Înțeleg că sunt 20 de parlamentari. 20 care au semnat sau care vor semna? Au semnat și vor semna și care probabil vor și vota. Nu știu care va fi rezultatul și mă și feresc să dau vreun pronostic cu privire la acest rezultat. Cert este că toată campania electorală va fi parazitată în raport de rezultatul moțiunii de cenzură de acest dispută. Se va canaliza între doi oameni. Am impresia că parcă au ajuns la o înțelegere și Iohannis și Dăncilă cu privire la acest subiect. Deci probabil credeți până la urmă că am mai văzut scenariul ăsta vehiculat de un se vede, deal între președinte dar se vede guvern. Public, se vede clar că nimeni nu vrea să găsească o soluție de construcție și de stabilitate pentru România. Și se joacă precum Tom și Jerry, fiecare acuzându-l pe celălalt, dar asta nu e o conduită care, mă rog, să fie atributul funcțiilor pe care cei doi le ocupă. Vom vedea, săptămâna viitoare înțeleg că se depune, vom vedea luni. Vom vedea și rezultatul votului, dar în buna tradiție românească se poate orice, așa că n-așteptați la mine un răspuns care să aibă și valoare de certitudine. Vom vedea ce se va întâmpla în Parlament. Dar ALDE a discutat cu PNL despre un guvern, un nou guvern? Nu, în momentul ăsta nu s-a discutat. Dacă
vreți părerea mea, este că această moțiune de cenzură, care e un demers constituțional normal, trebuie urmată și de explicații din partea PNL-ului cu privire la ceea ce se va întâmpla. Pentru că toată lumea își pune întrebarea. Exact, ne putem... Pică guvernul, dar da, ce urmează? Da, suntem mulțumiți și ce facem în continuare? Da. Pentru că, vorba lui Lenin, ce-i de făcut, nu? Deci nu, deci, trebuie să ne spună, da, nu. Trebuie să ne spună inițiatorii moțiunii ce-i de făcut după aceea. Dar este în regulă o moțiune de cenzură înainte de alegeri? Nu încurcă puțin campania? Nu știu, fiecare partid are propria strategie politică. În regulă este, din punct de vedere constituțional, că vedere... poate pune o dată pe sesiune și au ales acum. Eu nu știu cât îl ajută pe Klaus Iohannis, candidatul PNL-ului, această moțiune. S-ar putea să nu. Asta vom vedea. Vom vedea la primul tur de scrutin, când vom vedea numărul de voturi. Dar, apropo de numărul de voturi, îmi pare foarte rău și cer public doamnei prim-ministru să retragă STS-ul din acest scrutin electoral, pentru că avem dubii în legătură cu ce s-a întâmplat la europarlamentare, avem o comisie de anchetă, ori nicăieri în Europa o structură militară nu numără voturi, nu verifică votul multiplu, mai ales că nu avem pârghii de control al acestei instituții. Și cred că și fac apel la toți cei care sunt implicați în această campanie să constituim o coaliție pentru alegeri curate. Să terminăm odată după 30 de ani cu acest tip de furăciune al deci, voturilor. Se poate fraudă electorală și se acum poate oricând, la prezidenție? Se poate oricând și s-a văzut în istoria tuturor alegerilor din România că s-a putut. Doamna Norica Nicolae, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, ca de fiecare dată alături de noi, și vă mai așteptăm cu mare drag. Vă mulțumim!